2000 de lei. Aceasta este valoarea amenzii care a fost aplicată Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în cazul adolescentei din Covasna care, internată la unitatea medicală, ar fi fost umilită de un medic pentru că nu vorbea românește, iar doctorul respectiv a primit o amendă de 1000 de lei. Monitorul anunță că, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, încălcarea dreptului pacientei minore și al aparținătorilor acesteia de a fi informați asupra stării de sănătate și a situației medicale într-un limbaj respectuos și în limba maternă sau într-o limbă cunoscută constituie faptă de discriminare. Directorul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Cornel Aldea, a declarat miercuri că nu a primit nicio hârtie oficială legat de sancțiunile aplicate. Să primim hârtia oficială și vedem cum acționăm, a spus Aldea. În februarie, UDMR depusese o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în cazul unei adolescente de 17 ani din județul Covasna, care, internată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, ar fi fost umilită de medicul Ioan Dobrescu pentru că nu vorbea românește. UDMR susținea atunci că fata din comuna Tălișoara, județul Covasna, a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca în urma unui accident suferit în municipiu, iar la unitatea medicală ar fi fost umilită și jignită de către personalul medical pentru că nu vorbea corect limba română și nu avea posibilitatea de a se adresa în limba maternă personalului medical. Concret, umilința a constat în faptul că medicul care a tratat adolescenta a dat prioritate faptului că ea nu vorbește românește, nu tratamentului. La rândul său, preotul unitarian Raț Norbert, care a asistat la internarea adolescentei la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca, declarase că familia adolescentei îi ceruse să o ajute la discuția cu medicul pentru a afla informații despre diagnostic și tratament, însă doctorul l-a scos din sală.